Mă numesc Mircea Suciu, sunt din Oradea și în aprilie anul 2006, în a doua săptămână a lunii, într-o zi de miercuri noaptea, înspre joi dimineața, în jur de ora 3, nu puteam să dorm și m-am sculat, am deschis radio să ascult vocea Evangheliei și în momentul acela mi s-a întâmplat un fenomen ce nu mi s-a întâmplat niciodată. Dintr-o dată, n-am știut de mine nimic. Dar m-am găsit într-un loc, eram parcă într-un cer de rugăciune. Eram acolo mai mulți lucrători și ne rugam Domnului. M-am bucurat enorm de mult și toți ne-am bucurat, dar Domnul a avut un mesaj special pentru păstori și pentru Statele Unite ale Americii. Dar am să încep cu a doua parte, cu mesajul care Domnul mi l-a dat pentru Statele Unite. Și atunci mi-a zis Domnul așa: bărbatule, trebuie să pleci cu un mesaj special în America. Mesajul pe care ți-l dau este acesta: iată, eu vin curând. Nimic altceva nu ai de transmis decât acest mesaj. În acele momente am zis Domnului: Doamne, eu am încercat în anul 1996 să obțin o viză pentru America și n-am reușit. E foarte greu să obții această viză. Cum voi pleca? Cum voi ajunge acolo? Atunci Domnul m-a luat de mână și prin Duhul am zburat oceanul cu el împreună și am ajuns în America. Când am ajuns, am crezut că am greșit adresa și am zis: Doamne, asta nu este America. America o știu altfel. Nu e asta America. Pentru că nu vedeam nicăieri zgârie norii, nu vedeam nicăieri orașele acelea impunătoare pe care nu le-am văzut pe viu niciodată, dar le-am văzut prin micul ecran. Și atunci Domnul mi-a spus așa: bărbatule, mesajul pe care ți l-am dat trebuie să-l transmiți Americii. Ce am văzut atunci? Am văzut o scenă care m-a lăsat în cumpăn. Vedeam bărbați îmbrăcați militari cu arme la ei și plecau pe front, la război. Iar în urma lor femeile plângeau cu copiii în brațe, iar țara parcă era tăvălujită și parcă un foc a trecut peste ea. Și atunci Domnul mi-a spus: bărbatule, transmite mesajul pe care ți l-am dat. Și Duhul Domnului m-a răpit, m-a luat deasupra Americii și a început să vorbesc, să strig în gura mare: iată, eu vin curând! Iată, eu vin curând! Dar nimeni nu lua seama. Și mesajul a luat așa o amploare, nu aveam nicio stație de amplificare, dar răsuna așa de puternic, ca și cum ar fi fost o stație de amplificare. Am crezut că cei care mă văd și ascultă mesajul vor fi receptivi la mesajul pe care l-am transmis. Dar am rămas decepționat, pentru că nimeni nu lua aminte la mesajul pe care Domnul mi l-a dat. Și m-am întristat mult. Și atunci Domnul mi-a vorbit așa: bărbatule, vezi tu țara aceasta? Da, Doamne. Așa va ajunge America. Țara aceasta a fost o țară minunată. Când i-am adus aici, poporul acesta a găsit o pustie. Din pustia aceasta i-am binecuvântat, i-am ocrotit de războaie, i-am ocrotit de nenorociri, de calamități. Și pentru că în vremea aceea s-au alipit de mine, de peste 100 de ani, de când ei stau sub ocrotirea mea, zice Domnul, i-am binecuvântat cu liniște, i-am binecuvântat cu pace și le-am dăruit o țară și o prosperitate, o dezvoltare economică și materială cum nicio țară din lume nu a avut-o. Și am făcut o grădină minunată. Țara aceasta a fost o țară minunată. Acum ei, în mentalitatea lor, zic că prin înțelepciunea lor au făcut asta. Iar eu, Domnul vieții, care i-am ocrotit, i-am păzit de orice nenorocire, m-au scos afară din societatea lor. Și-au pus învățături străine, și-au luat învățătorii lui Bal, s-au dat după Bal, s-au dat după vrăjitorii, s-au dat după învățătorii sodomiților și păcatul în țara aceasta a ajuns la culme. Împăraților mă cinstesc cu buzele, oriunde merg mă cinstesc cu buzele, dar inima le sunt departe de mine, pentru că își curvesc, se dedau la jaf, mint, înșală și asupresc popoare. În îndurarea mea le-am vorbit în bunătate și în dragoste. Le-am vorbit prin proroci care i-am trimis la ei, dar n-au luat aminte. Le-am vorbit prin tot felul de avertismente și nu au ascultat.
I-am atenționat prin ape, i-am atenționat prin cutremure. Le-am dat atâtea mesaje și n-au luat aminte la ele. De aceea, zice Domnul, am să mă judec cu ei. Pentru că în vreme ca și aceasta, când ar trebui să apropie mai mult de mine, în mândria lor zic, nimic nu ne poate tulbura. Liniștea ce am realizat-o este datorită înțelepciunii noastre. Pentru că în îngânfarea lor, în mândria lor, am să-i zmeresc. Pentru că înaintea mea cine se zmerește va fi înălțat, dar cine se înalță va fi zmerit. Și chiar dacă s-ar urca până la cer și de acolo îi voi arunca jos, pentru că m-au părăsit pe mine izvorul apelor vieții, am să le pârjolesc sara, am să trec cu tăvălugul peste ei, am să îi trag într-un război care nu este al lor și mă voi judeca cu ei. Le voi lăsa țara pustie, femeile văduve și copiii orfani, pentru că m-au părăsit, zice Domnul. Și pentru că această lucrare, voi trebuie să o știți, zice Domnul, păstrați unitatea Duhului și stați la postul de veghere. Aduceți-vă aminte atunci când eu am vorbit robului meu, Habacuc, când am vorbit lui Iosua și i-am spus lui Ieremia, ce vezi, Ieremia? Eu văd un veghetor. Eu veghez asupra cuvântului meu să se împlinească, zice Domnul. Iar pentru cei care încă mai păstrează cuvântul legământului, nu tăceți ce strigați. Iată, eu vin curând. Pentru cei care încă sunt gata pentru ca să se întâlnească cu mine, zice Domnul, pregătiți-vă să vă întâlniți cu Domnul Dumnezeul vostru. Vă cer sfințenie totală, vă cer multă, multă veghere, zice Domnul. Nu vreau jumătăți de măsură. Eu sunt un Dumnezeu gelos care nu accept jumătăți de măsură. Nu accept nici 90%, ci în totalitate 100%. Pentru că eu m-am dat pentru ei. Mi-am dat viața pentru răscumpărarea omenirii. De aceea și eu pretind aceeași măsură ca și ei să se dăruiască cu totului. Că eu sunt un Dumnezeu gelos și nu accept jumătăți de măsură, zice Domnul. Dar vă vreau curați și sfinți prin cuvântul meu, pentru că în vremuri ca și acestea am să mă judec cu neamul acesta, pentru că m-au părăsit pe mine Domnul vieții. Iată, eu vin curând și răsplata va fi cu mine, dar în același timp și judecata. În vreme ca și aceasta le cer pocăință, le cer să stea de veghe, să mijlocească, pentru că mulți au venit în țara aceasta cu un scop și scopul acesta lor a fost acela de a-și acumula, de a câștiga. Unii și-au găsit în țara aceasta mântuirea, dar nu toți au venit cu scopul acesta. Iar dintre voi care ați găsit din America un scut de adăpost, vine vremea și este aproape. Când veți fugi din țara aceasta și veți căuta să vă scăpați viața, veți fugi ca potârnichile. Mulți ați venit aici pentru o viață mai bună și v-ați făcut averi, dar în scurtă vreme le veți părăsi, pentru că mulți dintre voi v-ați pus nădejdea în ele și pe mine Domnul vieții m-ați părăsit. De aceea vă cer pocăință. Vă cer pocăință, pentru că vine ziua când mă voi judeca, zice Domnul, cu toți cei care nu mă cinstesc, dar totodată sunt gata să mă descoper celor care mă cinstesc. De aceea, America, pregătește-te să te întâlnești cu Domnul Dumnezeul tău. După ce am primit mesajul acesta, m-am trezit din nou în cercul de rugăciune. Și prezența Domnului a fost așa de mare încât Domnul a început să vorbească personal fiecărui dintre noi, gură către gură. Și am simțit o putere peste mine încât vibra toată ființa mea. Și în cercul acesta de rugăciune Domnul mi-a trimis un alt mesaj special pentru biserici și în special pentru păstorii bisericilor. Și Domnul a vorbit așa: iată, vreau ca începând din anul acesta, de acum mai mult ca oricând, păstorii să păstreze o unitate profundă, să țină legătura Duhului, pentru că eu vă spun, pregătiți-vă, sfințiți-vă, pentru că vreau să stau cu voi gură către gură de vorbă, zice Domnul. Le cer păstorilor sfințenie și să ia pilda mea de smerenie și umilință, pentru că vreau să le descoper toată taina care o am cu privire la vremea aceasta pe care am profețit-o prin Ioan în Apocalipsă.
De aceea vă trimit și pe voi în vreme ca și aceasta să transmiteți turmei, oilor, oițelor, mielușeilor, tuturor celor care au încheiat legământ cu mine să transmiteți un mesaj curat și sfânt. Vă cer în vreme ca și aceasta să păstrați cuvântul meu curat, așa cum l-a păstrat robul meu Iosua. Și vă spun și vouă, cum i-aș spus și lui Iosua, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă ziua și noaptea, căutând să faci tot ce este scris în ea, ca să păstrați legătura Duhului și bisericile să primească hrană curată, nu vă alterați viața. Nu vă uniți cu cei care au părăsit legământul, cu cei care au părăsit cuvântul meu. Vreau să știți planul pe care l-am pentru biserică. Nu vreau să ascund nimic din planul meu pe care l-am cu privire la voi. Și pentru ca lucrarea aceasta să nu vă prindă ca un hoț, sfințiți-vă! Sfințiți-vă! Vă cer din acest moment pocăință, sfințenie și dăruire totală. Pentru că nici până acum nu v-am cerut jumătăți de măsură. Dar vă cer pocăință. Vă cer sfințenie, precum eu m-am sfințit pentru voi și eu vă cer să vă sfințiți pentru mine și pentru popor, pentru că și poporul privește la voi. De aceea, în vreme ca și aceasta, vă cer exact cum ne-am cerut robului meu Moise când a stat cu el de vorbă pe Sinai. Și vouă vă cer lucrul acesta, să vă sfințiți, să vă sfințiți viața. Pentru că și dacă pe robul meu Moise nu l-am curțat, atunci când el nu m-a cinstit în ziua când trebuia să mă cinstească la Horeb, când a stat înaintea stâncii și trebuia să vorbească stâncii și eu eram pe stâncă. El a lovit cu mânie. Nu m-a cinstit înaintea poporului, de aceea, zice Domnul, nu a intrat în Canaanul pământesc. Și eu vă cer vouă în vreme ca și aceasta ascultare și supunere întru totul. Pentru că dacă Moise n-a intrat în Canaanul pământesc, nici cei care se îndoiesc de un singur cuvânt scris în Scriptură nu vor intra în odihna mea în Canaanul Ceresc. Atunci am zis, Doamne, dar cum vom putea să ajungem acolo? Și Domnul a zis, cei cu neputință la om este cu putință la mine, dar vă cer dăruire totală. Păstorii bisericilor, dați mesaj clar poporului, dați hrană curată poporului. Mă voi judeca cu păstorii care nu-mi păstoresc turma decât pentru interese, zice Domnul. Pentru că vremurile care vin vor fi vremuri foarte grele, vor fi vremuri de restrânște. Pentru că începând din anul acesta am să lovesc pământul cu nenorociri, cu calamități, cum n-a fost niciodată. Și am să mă judec cu locuitorii aceștia în așa fel încât ceea ce am vorbit robului meu Ioan în Apocalipsă, în legătură cu urgiile care am să le trimit înaintea venirii mele, zice Domnul, începând de anul acesta le veți vedea cu ochii voștri și se vor întâmpla și se vor prinda cu așa o repeziciune cum n-a fost niciodată. Pentru că lumea a ajuns într-un stadiu de decădere cum n-a fost vreodată. De aceea nu se va vindeca o rană în popor, ci am să deschid o alta. Nu căci eu în mânia mea sunt atât de rău ca să nimicesc omenirea. Nu o fac de drag. Jur pe viața mea, zice Domnul, că nu iubesc moartea păcătosului, ci iubesc întoarcerea lui. Pentru că eu sunt Dumnezeu care iubesc întoarcerea, iubesc păcătoșii, dar nu cochetesc cu păcatul. De aceea vreau mântuirea și vreau răscumpărarea omenirii. Dar pentru că omenirea, păcatul a ajuns la culme, pentru că păcatul a ajuns într-un stadiu atât de avansat, am să încep judecata cu omenirea. De aceea nu se va vindeca o rană, ci se va deschide o alta. Pentru că eu vreau să îmi ridic rodul suferinței mele. Și dacă nu ascult aceste zile, zice Domnul, nici unul și nici chiar cei aleși n-ar putea să stea în picioare. Dar atunci unde este rodul suferinței mele? Pentru ce am părăsit eu slava mea și am luat jugul ca să duc mântuirea omenirii în suferința mea în Golgota? De aceea vă cer și vouă astăzi pregătire și sfințenie. Căci iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine, căci eu sunt cel care veghez asupra cuvântului meu să se împlinească. Pentru că în vreme ca și aceasta atâtea erezii nimicitoare s-au părândat în popor, idolatrie, învățătură de alubal, slujitorii lui, sodomiții
Și tot ce este scris în Scriptură, în vreme ca și aceasta, zice Domnul, mulți au retrămăcit Scriptura și au făcut ca poporul să piară în necunoștință de cuvânt, pentru că s-au dus după învățătura lor și au ajuns o sinagogă a satanei. Mă voi judeca cu ei pentru că păcatul a ajuns la culme. Voi face deosebire însă între ce este al meu și ce nu este al meu și tot așa voi face deosebire între cei ce ascultă de glasul meu și cei ce nu ascultă. Atâția au căzut din harul meu, popoare s-au dus după păstorii aceștia care au păstorit pentru interese meschine. De aceea, zice Domnul, mulți, mulți păstori au alunecat și au căzut din grația mea și împreună cu ei s-au dus mult norod. Au păstorit doar pentru bani, dar eu, zice Domnul, nu așa v-am învățat. De gratis ați primit, în dar să dați. În dar ați primit, în dar să dați. De aceea, consideră ei, cred că trăiesc, că sunt în picioare, dar au devenit o sinagogă a satanei, pentru că în lucrarea lor n-au făcut altceva, au avut interesul murdar și meschin, de a-și acumula și de a aduna cât mai mult venit material. Dar pentru că vremurile sunt grele, păstrați legătura Duhului și vreau ca voi să vă dăruiți, pentru că vă voi cere de fiecare oaie, de fiecare mielușel, de fiecare oiță, am să vă cer socoteală, zice Domnul. Aceeași mesaj am pentru biserici. Bisericile să se sfințească, să pregătească pentru întâlnirea cu mine, zice Domnul. Pentru că dacă n-a scurta acest timp care va veni, n-a rămâne nimeni în picioare. Dar atunci unde este rodul suferinței mele? Unde este rodul pe care l-am depus în Golgota pentru curățire și pentru răscumpărarea voastră? De aceea, pregătiți-vă pentru întâlnirea cu mine, zice Domnul. Sfințiți-vă viața. Căutați și vă apropiați mai mult de mine, zice Domnul. Fiți treji și vegheați, zice Domnul, căci eu sunt gata să vă descoper oricărui om care mă iubește și ascultă de glasul meu. Aduceți-vă aminte de Daniel, care în dorința lui de a se apropia de mine și-a pus gândul să caute fața mea. Aduceți-vă aminte apoi de Moise, care pe Sinai a stat cu mine gură către gură de vorbă. Aduceți-vă aminte de Iosua, aduceți-vă aminte de Ieremia, aduceți-vă aminte de toți ceilalți, de Tabacuc, și atâția care au păstrat cuvântul legământului, cuvântul răbdării mele. De aceea, în vremurile acestea, aceasta vă cer. Multă sfințenie, pentru că iată eu vin curând și răsplata este cu mine și voi da fiecăruia după fapta lui. Păstrați legământul meu și eu voi fi cu voi și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până când ne vom întâlni. Și Duhul meu va fi cu voi până la sfârșitul vremurilor, zice Domnul Iisus Hristos. Iată, eu vin curând și răsplata este cu mine. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin.